Săptămâna aceasta duce pentru elevii de gimnaziu și de liceu noul tip de evaluare. Ministerul Educației a publicat deja pe internet. Centrul Național de Evaluare și Examinare a elaborat modele de teste pentru evaluarea inițială, însoțite de baremele de evaluare și de notare, precum și de precizări referitoare la specificul testelor. Astfel, cadrele didactice vor elabora și valida la nivelul colectivului de catedră sau comisie metodică a unităților de învățământ preuniversitar teste de evaluare inițială, având ca reper modelele postate. Rezultatele obținute în urma evaluării nu se trec în catalog, se comunică elevilor și părinților și nu se fac publice. Prin evaluarea inițială la clasele a 2-a, a 12-a sau a 13-a se stabilește un punct de referință în vederea comparării cu rezultatele evaluării naționale la clasa 8-a și a examenului de bacalaureat din anul 2012, precum și cu rezultatele evaluărilor sumative viitoare de la clasele a 2-a, a 4-a și a 6-a. În anul școlar 2011-2012, în județul Suceava funcționează peste 1660 de clase în învățământul primar, în care sunt înscriși circa 31.500 de elevi, peste 1500 de clase în învățământul gimnazial, cu aproximativ 32.000 de elevi, la care se mai adaugă peste 8.200 de liceeni. Modele pentru teste le puteți găsi pe internet la următoarele adrese afișate pe ecran pentru cei din clasele primare, pentru clasele 5-8, respectiv pentru liceu.